Bună seara, stimați telespectatori, și bine ne-am regăsit și ne regăsim în această săptămână, pentru că, iată, începem cu voie bună, cu muzică și cu distracție, că așa ne stă nouă bine împreună și pentru asta ne petrecem împreună. Exact, așa cum spune și emisiunea noastră, în fiecare miercuri și vineri aici alături de dumneavoastră, petrecem, ne simțim bine alături, am avut o săptămână tare faină cu Constantin și Elena, toată lumea s-a sărbătorit, toată lumea a fost așa, mamă, a luat foc Facebook-ul. Da? A figurat vorbim. S-a prins, nu? Da. Am mirosit eu ceva, că tot a fost cu așa ceva și pe la noi pe aici prin București. Vă mulțumim, dragi români, că ne stați alături aici pe EMI-TV, platourile București, către dumneavoastră în țară, cât și în străinătate. Mulțumim și colegilor noștri din Târgu Jiu, să-i salutăm de fiecare dată că suntem echipă mare, inclusiv acolo, atât în București cât și în Târgu Jiu. Vă mulțumim că ne-ați pus pe locul 1 pe canalele de folclor. Iacă-te, Nicușor, oamenii se uită la noi. Deci vorba aia, 6, să stăm atenți, cum s-ar spune. Da. Asta înseamnă că dumneavoastră, prin toată energia pe care ne-o transmiteți, ne plăceți, nu? Da. Ne plăceți, ne plăceți. Ne plăceți, ne plăceți. Ne plăceți, cum se zice așa, în popor. Și mai mult decât atât, dacă mai sunt în jurul dumneavoastră vecini care n-au auzit încă sau vestea cea mare, că iată EMI-TV aduce casele dumneavoastră muzică tradițională, muzică de bună calitate, dați vestea și spuneți-le și lor, pentru că iată EMI-TV e altceva! Da, dragi telespectatori, vă mulțumim că ați reușit să ne căutați, cei care aveați o dificultate la un moment dat. Pentru cei care nu reușiți să ne găsiți, vă rugăm să dați o căutare digitală. Cu siguranță veți da și de EMI-TV și pe aplicația Google Play, ca să fim oriunde în lume alături de dumneavoastră, românii noștri dragi, pentru că în ziua de astăzi tehnologia este oriunde. Iată că aveți ingredientele la îndemâna dumneavoastră, nu trebuie decât să le combinați. Și noi, iată, vă ajutăm prin interpreții pe care exact îi aducem în fața dumneavoastră. Lumea să vă alegeți, luați așa un vers de acolo, îl combinați cu un vers din altă strofă, o melodie cu și, în iată. În seara asta o să vreau să te pun așa puțin la muncă. Ți-ai pregătit vocea? Am pregătit-o, da. L-avem aici pe Robert Miu în spate și el cântă foarte frumos cu țambalul. Da, da, am văzut. Și o să vreau să cânt ceva la rece la un moment dat, dar nu acum, pentru că acum... Păi să aduceți foarte multă gheață, că o să am nevoie dacă e la rece. Nu-ți aduce nicio problemă. Dacă ca fără gheață, sau duce în gheață dacă la țambal trebuie gheață. Am nevoie la rece, dai seama. Da, la rece. Și la rece sau la cald. La rece sau la cald. În primul rând vreau să începem așa, cum v-am obișnuit, prietenii noștri care ne stau alături de fiecare dată, ca noi să avem seri frumoase, magice, cu ajutorul lor, priceputul, haide să-i și aplaudăm. Da. Ilie Clement, Florăria, Lili Giurgiu, Nea Vasile Cozonac, Cristina Almăjanu, că ne machează de fiecare dată, Mihail Arghirov Atelier, pentru ținutele mele. Acestea fiind spuse, da, stimați spectatori, declarăm deschisă, iată, această seară și invităm lângă noi pe Ruxandra Coman. Pentru că cu ea vom începe. Bună seara, Ruxandra! Poți să vorbești la noi, nu-i problemă. Și a pus un microfon acolo la că te auzi. Bine ai revenit la noi, draga noastră. Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur mult să mă aflu în seara asta alături de voi. Voi sunteți frumoși și îmi transmiteți așa o energie bună ca de fiecare dată și ne simțim minunat de fiecare dată când venim. Ne bucurăm foarte mult. Asta ne și dorim, să transmitem o energie bună. Noi ne-am dorit să aducem aici Nicușor, după cum vorbeam ultima oară când ne-am întâlnit cu Ruxandra. Ce ai adus? Vreo 20 de naiste, dar nu ne-a ieșit cum sună asta, 20 de naiste. Naiste, da. Nu ne-a ieșit paciența pentru că mai au și spectacole fetele, mai, na, a început perioada de evenimente și e destul de greu, însă trebuie am adus înțeles câteva. Da, da, bineînțeles. Eleve de ale tare. Da, și pe viitor nu se știe niciodată, eu sunt un om ce-mi țin promisiunile și voi avea grijă să... Numai să putem, da, să putem să ne adunăm și mai mult, pentru că vrem așa să facem în fața dumneavoastră o linie de naiuri, cred că... Le aliniem naiurile. Da, aliniem naiurile. Pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că nu întâmplător, naiul este unul dintre instrumentele frumoase, deosebite și a țării noastre, așa reprezentativ, aș putea să spun, că eu cred că la nai... Dacă nai, nai, nai. Dacă nai, 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 nai. Și atunci pentru că nai, dacă nai, 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 ce faci că nai? Da. Și vă spun un secret, numai fetele frumoase cântă la nai, da? Bine, atenție. Am înțeles. Acesta este încă
încă un lucru bun pentru că, dragi telespectatori, cum foarte bine știți, noi româncele suntem frumoase. Da, că noi nu ne lăsăm. Așa este. Ăsta e adevărul. Nu, acum lăsăm la o parte orice modestie. Uite, într-adevăr, româncele sunt printre cele mai frumoase din lume. Sunt femei. Da, așa, așa se spune, așa spunem și noi. În spate aici vreau să dau din casă acum. Este soțul tău, draga mea. Bineînțeles, Robert, da, să vedem. Acum te ridici puțin, n-am ce să-ți fac. Eu știu că ești învățat să stai în spate și la țambal. Vino aici să-ți dăm un microfon să vorbim și cu tine. Dați-ne, hai, fetelor, hai, aduc. Deci înseamnă să te simți ca acasă. Da, bineînțeles. Sunt pornite. Bună seara. Sunt pornite pe treabă. La microfon, dragul meu. Bună seara, bine v-am Bună găsit. Bine ați venit. Bine ai venit la noi. Are puține emoții. E normal. Dau din casă. Așa sunt instrumentiștii. Ei, da, în principiu, ce lasă, domnule, la noi să vorbească instrumentul, noi mai puțin cu vorba. Urmăriți EMI-TV, că nici nu știți ce pierdeți. E, perfect, asta adevărat. Asta este, da, e, pentru asta, uite, eu te aplaud. Ai zis-o, foarte bine. Vorba lungă, sărăcia omului, cum s-ar spune, știi? Păi, ce să zic, Nicușor, i-am prezentat cu ei, o să începem cu Ruxandra, ea este prima. Normal, de se pare categoric. Eu zic să și cântăm, pentru că de asta suntem aici, să cântăm. Și după care mai avem timp, har Domnului, să vorbim, că avem surprize, dragi telespectatori. Stați cu noi, nu plecați, pentru că aveți ce să vedeți și să dansați alături de noi. Aranjați-vă treburile repede pe acasă și așezați-vă confortabil undeva. Fie fotoliu, fie pe lângă fotoliu, fie... Unde o fi? Unde o fi? Și păi, picioare, dansați! Acestea fiind zise, zi, muzica! Thank you.
Ce putem să spunem decât că, iată, în această seară avem doi virtuozi ai instrumentelor, Nai și Țambal, bineînțeles. Să-i aplaudăm încă o dată. Auzi, tot timpul eu mă uit la Țambal și îmi prind ochii, inclusiv când văd atâtea, eu nu știu cum știi să cânti. Este pianul cu ciocane. Da, dar este incredibil, înțeleg, pianul cu ciocane. Dragi telespectator, exact. Dacă nu știați, măi, Nicușor, ai vorbele la tine, da, tot timpul. Fantastic. Este, cred că, un instrument nu greu, foarte greu, ca multe altele, dar țambalul pentru mine rămâne, măi, până la urmă. O enigmă. Da, când spui țambalul, spui România. Adică țambalul, când îl vezi undeva, clar, mai ales când vin, știu, din locațiile unde se cântă la rece și vin străinii și se uită așa, ce e ăsta? Sunt foarte interesați. E de lemn. Da, e curios. Da, bat cu mâna, se uită, studiază, își fac pozele. Sigur nu e din... Poate să fie și din fier, dar... Da, și din fier? Din ce material se face mobilierul acum? Mobilierul din pal. Sigur nu-i pal. Să nu exagerăm. Îți dai seama cum ar suna dacă ar fi din pal? Da. Ferească Dumnezeu. N-ar mai suna de niciun fel. Deci înseamnă... În mod special bradul se folosește. Ia, zi aici. La Robert. Robert. În mod special bradul se folosește în construcția țambalului. Da. Mai aproape puțin. Mai aproape puțin. Da, da, da. E ok acum, da. Bradul în mod special se folosește și instrumentul este... Este din tată în fiu, asta încerc să vă spun. La noi, în familie, este din tată în fiu. Aha. Așa s-a preluat și s-a mers în... Ți-a fost greu? În cât timp, spre exemplu, ai reușit să cânti o piesă cap-coadă? Păi, început de mic copil, de la 6 ani, cam, să zic așa, o jumătate de oră, o oră, prima piesă. Cam și așa. S-a întâmplat să bați, da, înainte când... să bați în țambal, s-a întâmplat să bați în lemn? Nu, nu. Nu? Că știu că așa, în general, da, este ceva cu toca, da? Dar noi din familie încercăm să căutăm tot ce e mai frumos și să adăugăm la acest instrument tot ce se poate mai frumos. Uh-huh. Și să transmitem oamenilor ceea ce trebuie, că asta e cel mai important. Și ca să înțeleagă și spectatorii, urmașul cui? Urmașul lui Ion Miu este tatăl meu și îl salut pe această cale cu sănătate. Siguranță se uită la noi. Îl salutăm și noi. Respectele noastre. L-aplaudăm pentru... Da. Mulțumim de suflet. Țineți aproape aici pe EMI TV, că nici nu știți ce. Și dacă tot vorbeai că, iată, se transmite din generație în generație, probabil că și bunicul, nu? Da, 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 tot... da, și bunicul, bineînțeles, Ilie Udilă, într-o familie de muzicanți. Da. Normal. Și la, da, muzicieni, folcloriști și atunci... Maestru Ilie. Din tată în fiu și unchiul meu, George Udilă, am continuat și am ce s-a putut, am preluat de la fiecare. Și chiar... Și am avut un să învăț, asta e mai important. Asta este. Purc, asta că ai avut cumva cel mai înalt nivel de păstrat ca și generație. Da. Pentru că sunt nume grele ale folclorului. Păi asta zic și eu, încercăm cât de cât. Robert, dar eu am o curiozitate. Eu fiind interpretă și de muzică ușoară, mă rog, de muzică ușoară înainte de toate, ai încercat, spre exemplu, să faci o combinație de jazz cu... Că știu că se poartă foarte mult la țambal... Desigur, se poate aborda. Marius Mihalache, da. Într-adevăr, este Marius Mihalache, este un om deosebit și de asta vreau să vă spun, se poate aborda toate genurile de muzică. Dar tu ai cântat vreodată? Asta e curiozitatea mea. Da, desigur, da? Dar se poate face pe viitor, da, la matinal și da, putem, da, să abordăm, da, și alte genuri de muzică, bineînțeles. Am înțeles, dar mai încolo, cu siguranță, o să încercăm ceva la rece și folclor, da? Desigur. Am văzut că Nicușor are vocea la purtător și vor interpreta ceva foarte frumos și Letizia, cu țambalul. Nu că îți dau și eu ceva, știi cum să spune, câtă și mie lăutare. Nu, că pui pe țambal, știi că așa. Pe țambal? Aoleu, păi trebuie să mă duc cu cardul, primiți? Nu. Dar chiar... O să băgăm și un POS aici, dacă... Ai putea să atajezi un POS, vine un... Mai nou, știi, toată lumea spune, domnule, eu v-aș da, dar nu am cash. Și atunci să spun, nu-i problema, avem și POS. Știi cum e la automatul ăla, știi, bași banul, de fapt bași cardul și începe țambalul să cânte. Wow, da, bravo, bravo. Ia că tot se poate și așa. Robert Miu, ce să zic, eu te estimez, eu cred că și Nicușor și toată lumea și telespectatorii, pentru că a cântat la un instrument nu și este țambal. Ușor și țambalul mai ales. Fiind. Da, mai vreau să spun și eu te ceva. Rog. Vreau să-i mulțumesc lui Mirel Zincă și eu și soția pentru piesele pe care le-am înregistrat la el la studio și să-l salutăm și pe el și pe băiatul lui Andrei Zincă, care
au fost împreună de atâtea ori împreună și tot ce am tras, am tras și mergem din suflet la el la studio, unde ne simțim extrem de bine și... Ca în familie. Exact. El este ca și familia mea, Mirel Zinca. Contează și salut pe această mult. Cale. Atunci când... Pe toți colegii din trupă. Da, când scrii piesele și cineva interacționează cu tine pe partea de compoziție, tot timpul am punctat treaba asta, e important să te cunoști, să fie așa mai ca o familie mea unit, ca să iasă un lucru, să ajungă la sufletul celor de acasă. Da, da, așa este. Ce ai vrut să zici, Roxy? Că am văzut pe a vrut să zică ceva de studio. Da, să vă aprob, că este prietenul nostru și tot ce auziți în acest microfon. Nu mai opriți microfonele. Cine oprește microfonul, domnule? Da. Păi nu știu, cred că din obișnuință. Da, păi așa e, știi, după ce cânti... Ca să nu facă microfonie. Da, eu am vrut doar să-l aprob pe soțul meu, că într-adevăr toate piesele, tot ce ascultați în seara asta și pe viitor, tot acolo vom merge. Ne place, ne simțim bine, suntem ca o familie și asta e cel mai important. Asta contează, bănuiesc, da. Că voi cădați împreună la evenimente, nu? Da, tocmai de aceea nu sunt obișnuit cu microfonul. Eu tot timpul am la variera asta pe care voi o purtați, da, și da, din da. Cauza asta am așa un pic... Da, se pare, da. Nu ești obișnuită nu cu... Nu sunt obișnuită, da. Noi suntem cu el, că noi mergem cu el la cântat, că noi avem altă treabă, da, noi cu vocile, tu cu instrumentul. Da. Păi hai să facem ceva, zic, a? Știi cum se zice noi, să facem ceva. Ești nerăbdător. Deci fii atentă că de emisiunea trecută, Conaio, da? Când este țambalul lângă mine, când este țambalul lângă mine, acum. Ia, hai să facem o ascultare de sol minor. N-am cântat până acum, am cântat doar o sârmă în sol minor. Acum. Ia să vedem. Ia uite-mi, iar închizi microfonul. Cine închide? Nu, ascultare, ia. Să dăm sportul cu ăsta, da. Hai să vedem. Ce e frumos să audă. Iarbă verge mândru-n primăvară, cu puiuțul meu gintâi umblam prin poiană. Firicel ge iarbă verge mândru-n primăvară, cu puiuțul meu gintâi umblam prin poiană. Ne-am făcut jurăminte printre flori o mie, să fim amândoi puiule la rău și la bine. Dar jurămintele să fac, tot ce le-am uitat, nu ne-am gândit niciodată că am făcut păcat. Mulțumim foarte frumos! Băi, Nicușor, bravo! Frumos. Robert! Ce frumos nota aude! Nota 20 îmi spuneau, încercăm și noi, nu știu, poate pe pauză mă gândesc la ceva. Colegii mei în spate, dacă i-au zis, dragi telespectatori, ei sunt foarte pe șoti. Până un alt aici suntem la un post de televiziune de folclor. Exact! Dacă pe pauză am un feeling sau ceva... Un feeling? Da, vin zice. Către dumneavoastră cu... Dar totuși, las colegii mei de folclor înainte de toate. Eu folclorul fac pe lângă muzica ușoară, asta nu înseamnă că nu mi-e drag, dar Micușor este... Ce? Na, vă rog frumos să-l aplaudați. Ați văzut cum a cântat, da? Mulțumesc frumos, mulțumesc. Deci nu-ți dăm cald de dragul meu, dar ai cântat. Dacă nu cântai, spuneam așa nu. Păi. Hai să mai invităm, zic, da, mergem mai departe. Două tinere talente. Andreea Vișan, deja au, Andreea, acolo ești, dacă nu te vedeam, că, și Sidor Bianca, hai, dragile se mele. Se situează pe o poziție frumoasă. Aici, în mijloc, bună haideți, seara. Haideți. Bună seara și bine v-am regăsit. Bine ai venit, draga noastră frumoasă. Ce faceți? Bine, tu ce faci? Am venit pe aici, pe la voi. Cafetele sunteți. Cafetele, da, fată, foarte bine. Ne bucurăm din suflet că ați venit aici la noi din nou și după eu pauză, sunt pentru prima oară, știm, recunosc. Nu știu de ce, am avut impresia că mi-ai fost. Fața ta este nouă. Nu, probabil m-ați mai văzut la alte emisiuni. Probabil că pe stradă mergând așa. Sau așa, nu știu. Glumesc, da. Dragul de nai, cum de... A pornit prima dată de la voce. Am zis să nu fiu doar cu vocea și am zis să iau și un instrument. Bravo, tine. Și m-am gândit prima dată la nai, fiindcă e cel mai apropiat de sufletul meu. Oh, ce frumos. Ia uite. Măi, ați ales un instrument atât de greu, că mie ca instrument de suflat mi se pare că cred că e una dintre cele mai grele tehnici. Da. De
e o metodă, că am înțeles și eu, am cântat mulți ani cu un coleg care cânta cu Naiu și spuneam, băi, frate, mie mi se pare, zic, imposibil. Am încercat și eu, dar nu. Măi, iei niște tresini în pădure, suflă în el, ce este? Mie nu mi-a ieșit, eu recunosc, dragi telespectatori, la asta nu sunt bună, fiecare cu cel doare. Exact. Draga noastră, tu, între timp? Său. Eu tot la fel, nu. Ceva? S-a mai întâmplat pe la școală? Un spectacol, vreun premiu? Ei, ea s-a gândit cu și acum mai aștept 5 ani ca să o întreb. Deja s-a roșit. Auzi, mai aștept 5 ani ca să o întreb. Și când te măriți? 5 ani? Nu, nu vreau să mă măriți. Nu vrei să te măriți? Păi acum te cred și eu, ești prea tânără. Ar fi chiar cum cu mea. Cântă și cu vocea, da? Mi se spune de aici, din spate, să cânt cu vocea, ce fac? De ce nu cânti cu vocea? Ne cânti ceva? Vrei să cânti ceva cu țambalul? Dacă tot ne-am... Hai! Ia! Hai, ne dăm la o parte, stai frumos lângă Robert. Hai să ținem țambalul ca să se șeapă. Puneți-vă de acord. Pe țambalul, să ținem microfonul. Hai, că te ia dimineața. Fă, ce-am oftat e să mânia Dumnezeu, în soarele nu mai răsare, nici luna lumină n-are, nici pe câmp nu crește o floare. Fo-fo-fo-fo. Să-mi văd pruncii rostul lor, să-i mărit și să-i însor. Bravo! Foarte bine! Doamne, ce voce frumoasă. S-a cântat și ascultare și doină. Eu zic să vin cu o sârbă, dacă vreți, doar dacă vreți. Cum, da, să, cum nu? Să nu? Păi fără diferență, de asta. Evident. Asta ne și gândeam, de fapt, Letiția și șoptea în casă. O sârbă, nu cântă. Vino nică la pănoare, ca dată lilia cu flori, cop să iasă mașul pui, plus ca cu vino umplui. Trec gealuri și șapșe voi, numai să-ți văd ochii tăi. Trec gealuri și șapșe voi, numai să-ți văd ochii tăi. Ui, 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 cu dragoste aș doru. Ui, 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 ca așa începe iubitul. Ui, 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 cu dragoste aș doru. Ui, 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 ca așa începe iubitul. Bravo! Băi, doamne, dragi telespectatori, ce voci! Iată, ia uitați-vă ce vine din urmă. Ce să mai spui, Nicușor? Mie îmi pare bine. Da, și mie. Da, și mie. Deci eu când văd așa generații și, măi, aveți așa o atitudine, ce vârstă aveți voi? Aproape 18... ani, zice 16. Continuare. Așa, nu mai știam, seama că nu ești majoră. Asta, suntem născute în acea zi, în an diferență. Ce zi? Și vă petrec 19 iulie. Bravo, dragile mele, la mulți ani de pe acum, dar până atât mai avem. Doar că una e olteancă, una teleormăneancă, că dacă eram amândouă oltenci, nu mai teleolteancă. Vă născeați în același loc, îți dai seama. Cine știe, mai stătea și la o casă vecină, cum ar veni, știi că așa se întâmplă. N-a fost mult de acolo. N-a fost, nu? N-a fost. Dragi telespectatori, ia uitați vocile, da? Aducem în fața dumneavoastră tinerele talente, pentru că tot s-a spus, domnule, da, tinerii talentați nu vin, nu mai sunt iubitori de folclor. Am venit. Uitați-vă aici, sunt iubitori de folclor, avem generații care vin, păstrează tradiția. Mergem și în festivaluri. Bănuiesc și foarte bine faceți. Care a fost ultimul festival? Asta vreau să întreb. La Constanța, la mine, la Dan Moisescu. Ia uite. Am fost. Unde păi am cântat cu Mehedințu? Sunt născut în Severin. Ai, nu vorbi, iauzi, în orașul meu de Baștină. Iauzi, vezi? Ia de unde vin vocile? Iauzi, mă, ca să vezi. Și am cântat cu maestru Obrejan acolo. A fost o experiență foarte frumoasă. Cu cine? Cristi Obrejan. Ah, Cristi Obrejan, da. Îl salutăm și toată orchestra de acolo. Plecă pe 31 săptămâna viitoare la Cumpăna, la festival, unde ne vom reîntâlni.
Așa, vă ținem pumnii, Doamne ajută să fie cu succes. Baftă multă, dragilor. Eu zic să continuăm cu muzică, tech, cu toată orchestra. Pentru că acum ascultăm la rece, acum o să cântăm și pe bandă, că pe bandă așa, rulantă. Așa este mersul. Pe bandă da. Rulantă să meargă. Muzica zi!
Bravo! Bravo, știi, dragile noastre! Știi ce am observat eu? Că în această emisiune, ținând cum că ele două s-au născut pe 19 iulie, nu? Măi, primează racii în emisiune. Da. Ia uite, rac, 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 rac. Așa ceva. În sfârșit. Tu ești leu? De penultima zi. 19 iulie. A, și se ia din 19. 23. A, înțeles. În sfârșit ești și tu fericit că ai racii lângă tine. Ca un raș lângă mine, a? Da. Că în rest tot timpul spune, auleu, tot alte zodii, raș de-ai mei nimeni. Deci be happy, cum s-ar spune. Fii fericit. Și am văzut că sunt mulți gemeni pe aici. Ei. Geamăn. O, suntem mulți. Doi. Și la machiaj tu geamănii. A, da. Corect. Ei, acum hai. Și avem un scorpion aici. Luăm toată echipa. Ia uite-l. Da, domnul Măgureanul este domnul scorpion, se știe. Asta nu ce mai fecioară. E ceva. Da. Dar ce, noi suntem cu horoscopul în această seară, Nicușor, și nu știu eu? Bun, ce spun astrele? Ei, vreau să spun că de vedere meteorologic. Suntem la petrecere împreună seara, da. Stați că, dragi telespectatori, am crezut că trebuie să spunem horoscopul și meteo. Da. Așa cum începe dimineața, matinalul la noi, cu voia bună. Bun. Vă invităm să urmăriți de dimineață, în fiecare dimineață, Adriana Ștefan. Adriana Ștefan, colega noastră. Care-i gemeni? Care-i gemeni, da. Nu știu ce spune la balanță, că nu sunt noi? De aici. O salută dacă se uită la noi, Adriana. Da, bineînțeles, o salutăm, coleguța noastră dragă. E... Doamnelor și domnilor, să revenim la ale noastre. Deci, după cum spuneam, este foarte important ca dumneavoastră să rămâneți acolo, pentru că vă pregătim surprize, surprize, mai ales live. Da, bineînțeles, this is alături, one. Alături de artiști frumoși, de tinere talente, aici la EMI-TV, petrecem împreună, cum am obișnuit în fiecare seară. Nu fi tristă. Și vine. Nu, sunt foarte serioasă. Mi-au dat așa o stare de bine fetele cu noi. Nu, eu nu sunt tristă niciodată. Elisa Popovici. Elisa Popovici și Savu Bianca aș vrea să vină aici alături de noi. Două tinere talentate. Fetele, bravo. Bine ați venit la noi, un microfon. Bună seara și bine v-am. Ia, vezi, tu probează-le. Da. Bine v-am regăsit. Ne face o bine mare plăcere să fim aici, din nou cu dumneavoastră. Bună seara și bine v-am regăsit. Ne bucurăm foarte mult să ne aflăm aici alături de dumneavoastră. Bine, vorbesc acum în numele meu, probabil că și fetelor. Mie mi-a fost foarte dor de voi. Da? Ne bucurăm și nouă de tine. Ne bucurăm. Chiar dacă ai ajuns puțin mai târziu, unde umbli? Eu te mama. Am avut și ore până mai târziu. Repetiții, la un moment dat bătea, zic, intrăm în direct și a apărut și nu o vedeam. Draga mea, între timp vreau să știu așa, ai mai pregătit ceva cu doamna profesoară? Pregătiți ceva? Piese, mă interesează. Acum ne pregătim pentru examen. Așa spune. Că avem ce? Da, categoric. Da. Mie mi se pare normal. Hai, Roxana. Da. Deci urmează multe proiecte împreună, vom face înregistrări. Noi am avut și concursuri unde premiile au venit cu premii întâi, premii doi, deci foarte multe premii avem la activ. Mi se pare normal. Da. N-ai și să fie altfel. Și bineînțeles că avem examenul de final de an. Da, de încheiere, că așteptăm vacanța. De-abia o așteptăm. Eu începusem deja cu examenul că sunt foarte emoționată. Are emoții. Entuziasmat. Și vreau să fac Da, și vreau să fac și eu un mic anunț. În special părinților acestor copii. Vând țuică. Nu, nu este cazul. Nu este cazul chiar. Asta ca pe timpuri. Mi-au dat anunțurile la kilogram. Nu, 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 serios. Chiar vreau să le mulțumesc. Ești ca braga. Ei, vreau să zic și eu ceva aici. Dar așa. Spune, spune. Nu, el așa e cu glumele, Nicușor. Îți promit că ți-aduc data viitoare un vin bun. De du-te, nu cred. Dar să știi că el nu prea bea, dar... Ia uite, așa. Avem acolo, la beci. La beci. Păi da, păi da. Doamne ajută, nu e rău. Aduceți că mai avem petreceri și avem nevoie. Așa, ce vrei să zici? Vreau să le mulțumesc din suflet părinților acestor copii minunați pe care îi vedeți în seara asta. Sunt niște oameni extraordinari. Tot timpul, când am nevoie de ceva sau când vrem să mergem la un concurs, un festival, suntem ca o familie. Contează. Da. Și sunt alături de mine în orice moment și mă bucură foarte mult. Uite, chiar acum, vezi cum te ține. Da. Pentru că sunt ale mele și eu le iubesc pe toate. Ce și frumos. Vreau să vă spun că se ajută între ele. Împart tot, adică, cum să zic,
suntem ca o adevărată familie și nu am cuvinte să descriu ce sentiment plăcut este. Este și normal. Asta le datoresc părinților. Deci mă înclin în fața voastră și vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine și că facem o echipă foarte bună. Asta înseamnă că educația de acasă, dragi telespectatori, merge mână-mână cu educația învățătorului, cum se spune, pentru că atunci când părinții nu sunt alături de copii, intervine educatorul și este de-al doilea părinte și clar, Ruxi, ție îți vine foarte ușor să lucrezi pe un aluat bun, cum îmi place mie să spun. Pentru că dacă aluatul bun de acasă nu-i, poate să fie învățătorul... Cum ar fi, că Doamne feri. Așa e. No, dacă vorbim, zic, așa, doamnelor și domnilor, urmează să vă încântăm muzica zi. Thank you.
Bravo! Extraordinar! Iată, stimați respectatori, ce înseamnă să duci mai departe cântecul popular, tradiția populară și mai mult decât atât, să trăiești atât de intens fiecare notă muzicală. Oh, 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 oh. A rămas în ton. Mi-a plăcut, dar și regia, Cristi, a mers cu tine pe ton. Wow, fantastic! Vezi ce totul e armonie aici. Transmiți. Înțelegi? Asta înseamnă că transmiți, da. Totul e o armonie, dragi telespectatori, pentru că muzica este în toate. Virginica Neagu alături de noi. Armonie, noi. Haideți să aplaudăm! Așa. Virginica Neagu. Bună seara și bine v-a regăsit. A venit lângă noi. A venit lângă noi. Mamă, pe romanță acum. E altceva. E altceva, gata. Vreau să ne spună ce. Vreau să salut toți telespectatorii și în mod special, Roxy, vreau să te felicit pentru că stăteam și te priveam de acolo din umbră, un adevărat pedagog. O adevărată mămică, așa trebuie să fie un pedagog adevărat, să-și strângă în jurul lui copiii, să le dea curaj, să le dea involt, să le dea încredere în ei. Felicitări încă o dată. Vorbeam cu Maria Dudău acolo în spate, Dinului Patin, își spune amprenta întotdeauna, pentru că nu degeaba este Dinului Patin școala exact. De și ce aș fi vrut totul de la tine și dacă îmi permite și regia Cristi, uite așa că tot, da, ai vorbit despre Ruxi așa frumos, să te duci așa și către, că prea frumos, să uite naiurile, în primul rând, cum stau pe masă, ar mai fi vers încă două, dar nu contează că trebuie să avem și pe masă. Pe alea le-am luat noi acolo lângă noi, pentru că... Așa, să-ți vadă că ea este, nu știu, un om sufletist înainte de toate și eu, sincer, vă spun, dragi telespectatori, mi-am dorit mult să revină cât mai des la noi în emisie pentru că au foarte multe lucruri de spus și Naiu nu e de acolo, nu e de aici, de acolo. Da, și nu este ușoară munca ei pentru că nu este atât de simplu să te apuci să înveți un copil să cânte. M-am uitat la ele, le-am admirat. Pentru că le-ai dat și ținută scenică și totul. Deci, încă o dată, te felicit pentru că nu e ușor lucru ceea ce faci tu. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Așa este și te aplaudăm încă o dată. Mulțumesc. Ea este, dragi telespectatori, ne place să ridicăm așa la fileu, pentru că trebuie, la un moment dat, știți cum e, tot auzând un nume, rezonați, cred că, mai mult cu el și când spui, băi, parcă o știu. Despre asta e vorba. Și atunci este foarte important să prezentăm profesorii, pentru că pe lângă Ruxana cântă, ea este și profesor, că, nu știu, cei de acasă poate au întrebarea, oare unde să-mi dau și eu copilul, știi? Asta voiam să zic, deci incredibil. Unde, dacă vrea cineva să-și aducă copilul, unde să vină? Să vină cu drag la cel mai tare liceu, Colegiul Național de Arte din Ulipati, București. Asta este! Și chiar vreau să salut și eu conducerea colegiului, pentru că ne sprijină să promovăm adevăratele talente și, într-adevăr, la noi chiar sunt copii extraordinar de buni, premianți. Deci încă ștacheta e foarte ridicată. Frumos, după ce absolvesc aceste studii, vin cu portofoliul destul de bogat și, cu siguranță, își pun amprenta în folclor. Categoric. Tot acolo ai absolvit, probabil, sau? Da, este liceul pe care l-am absolvit, apoi a urmat conservatorul și apoi m-am întors la origini de studii. Din Ulipat. Da, pentru că nu întâmplător întreb și eu am colegi care s-au reîntors acolo și ne-am zis, măi, care e starea de spirit? Foarte wow, zice, foarte wow. Adică acolo să înveți și acolo să te întorci să predai, e așa un sentiment de bine, de casă, ca să spun. Da, pentru că sunt profesorii tăi și peste niște ani, colegii tăi. Dar chiar cum îi vezi? Adică cum îi vedeai atunci și cum îi vezi acum? Eu cred că rămâne tot profesorul tău. Da, bineînțeles. Care respectul este același, și nu ai cum altfel. Crești cu ei. Acum efectiv stai în cancelare cu ei. Bineînțeles. Cum ți se pare? Că înainte veneai la cancelare, doamna, domnul. Catalogul vreau și acum eu. Vezi că mă dau notă. Bun. Haideți că ne dă publicitate afară și nu ne-am dorit asta. Virginica Neagu, draga noastră, prietena noastră, noi te iubim, publicul te știe, vorbele sunt de prisos. Nu te grăbi, dragă Letiția. De ce te grăbești așa? Stai puțin. Stai că, uite, deja și Virginica luase și intrase într-o stare de mă, ce are mă femeia asta? De ce are mă cu mine? De ce mă chema? Păi, dar de ce a venit Virginica? Așa!
Am fost duminică și la spectacol împreună. Ați fost, nu? Și la un moment dat ne-am distrat foarte mult. Dacă ai fi văzut cum se dansa acolo la noi la masă și o vedeam de pe scenă, măi, era așa o, zic, ia, tu uite cu mică ce față, dansează, bere, chestii. Da, ca să vezi, noi, ca să vezi ce oameni de viață sunt în urmenenii mei. Da, deci a fost acolo un spectacol bine. În Dracea, ceva da. De vis. Și tu știi că ai fost, da, am fost, da, împreună, am fost la Rădoiești în Telorman. Am fost, da. Da, și foarte frumos. Așa este. Și cu siguranță vei mai reveni. Doamne ajută, cu mare drag. Ți-ai lăsat amprenta. Da. Pentru deci toți cei din comuna Dracea îi salutăm încă o dată, le mulțumim că a fost în număr atât de mare acolo alături de noi. Au fost și din satele învecinate, ca să știi. Ca să știi. Bănuiesc, bănuiesc. Vorbesc serios, vorbesc nu mă îndoiesc, serios. Pentru că să nu te îndoi. Comuna e mare, da, da, păi nu mă îndoi. Da, așa, da, au fost și dansatoarele mele acolo, au făcut așa un show, cum ne stă nouă bine românilor să petrecem bine și cu spiritul micu și berea. E, asta e, mă, asta e frumusețea, adică te duci acolo și într-o dată zici, băi, unde sunt cei mai buni mici de aici? Și unde e berea de draft, știi? Uite cine mănâncă, cum? Eu nu pot să mănânc mici, dragile spectatori. Mie păi de ce rău. Nu pot? Nu pot, mi se nu face puteți? Rău. Da. Fierea e problematică. Nu. Auzi, regia, Doamne, nu, și se închină, pot. Parcă deci e deci când ai văzut micul, gata. Ai văzut bicarbonatul. Nu. Dar să știți că s-a mai întâmplat. Da. Că tu n-ai fost acolo, Nicușor. N-ai fost acolo, era o piesă. Da, n-ai fost acolo, ca să vezi. La un moment dat, dacă ai văzut, cântam și era un domn foarte cu energie, cred că a pozitivă. Mulți mici, nu bere. Mulți mici. Până la un moment dat era așa cu roțile în sus către mine. Deci cred că nu există spectacolul unde să nu se întâmple câte o chestie de genul. Clar, clar. Foarte amuzant. Ce cântați? Faceți o dedicație. Mulțumim pentru invitație, mulțumim că sunteți alături de noi, ne ascultați cântecele și veniți, ne iubiți, ne prețuiți. Fără dumneavoastră, dragii noștri telespectatori, noi nu putem exista. Virginica Neagu, muzica. Zii, mă! Magheran, o dorință mare am, ca la ceas de sărbătoare să fiu cu drag soacră mare. Și dacă vrea Dumnezeu să-i fac băiatului meu nuntă mare ca-n poveste, cum n-a fost și nu mai este. Dumnezeu m-a ascultat, azi fac nuntă la băia. Aoleu, de când aștept să-mi-l văd cu floarea-n piept, visul meu s-a împlinit, cât frumos și fericit. Și-a luat nevestică bună, se dormă noaptea pe mână. Când o văd, mi-e drag de ea, cum i-ar fi de fata